pe acest teren nu era cazul să poți să ataci, că nu puteai, pur și simplu nu puteai. Și suporterii au criticat starea gazonului. Gazonul cam varză, se cam desprindea. La gazonul cum a fost? Deplorabil. În ciuda criticilor, primarul Sorin Oprescu spune că starea gazonului nu i s-a părut chiar atât de proastă. Asta e viața. Acceptabil față de ce mă așteptam să fie, nu mai știam în ce parte să o iau, da? Acceptabil. Mâine vom vedea ce avem de făcut. O să fie mai mult? Sigur că trebuiască să facă ce așa, să dau ordin la firul ierbii să crească, nu pot nicio. Suporterii au umplut un stadion de 50.000 de locuri, au impresionat prin coreografia cu care au încurajat jucătorii, dar la final au plecat nemulțumiți. Nu prea am avut ocazie. Bine că n-au avut nici ei. Trebuia Adrian Mutu. Cum vi s-a părut meci? Slab. Jucăm foarte prost. Nu prea jucăm nimic? Nu jucăm nimic, da. Nimic nu jucăm. Toată lumea nemulțumit. Păcat că spune că stadionul de atâtea stele, dar nu merită. Nu merita bani? Nu. No. Jumătate, poate, din bani. Scările foarte înguste. Suporterii care au mers pe Național Arena au avut asigurat transportul gratuit. RATB a pus la dispoziția lor peste 200 de mijloace de transport în comun. Mulți dintre ei au venit la meci cu mașina personală. Odată ce meciul s-a încheiat, principalele artere din apropierea stadionului au devenit aproape impracticabile pentru șoferi.